Bună dimineața și bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip la mine pe canal sau aș putea spune la noi pe canal. Dă-i drumul. Așa. Stai care alta. Dă-le drumul. Gata, gata. Nu mai sunt voie. Nu mai ai voie, Crăle. Astăzi este marți. Poftim. Astăzi este marți și noi așteptăm vizita de la Health Visitor. Nu știu dacă în România se mai practică lucrurile astea, însă eu țin minte când eram mică, venea doamna doctor cu doamna asistentă în vizită să ne vadă, de fapt să mă vadă, să vadă cum sunt, cum am evoluat din punct de vedere cognitiv, motor, al limbajului și așa mai departe. Din ce țin o minte, pentru că lucrurile sunt mai recente acum, când am născut eu, a trebuit să mă duc eu la medicul de familie, ci nu medicul de familie să mai vină la mine. E, uite, în Anglia a rămas aceeași structură. Health visitorul este o persoană. Ce faci, mami? Este o persoană cu anumite studii medicale, psihologice, să zic. E un fel de asistentă care vine și îți verifică copilașul. De regulă ar trebui să vină din 6 în 6 luni, însă la cererea ta, ca și mamă, pot veni din 3 în 3 luni. Eu, evident, că am cerut să vină din 3 în 3 luni. Sunt diferite. Una vine până în vârsta de un an, stai mama că mă doare, de un an și jumătate, iar după un an și jumătate, când ar trebui să fie instalat limbajul, mi s-a explicat mie, o să vină alta. Noi avem deja două la activ, a venit prima Hana, iar a doua, nu, prima Dona, a doua Hana. Ne-am întâlnit cu Hana de două ori. De două ori, asta ar fi a treia oară, pentru că prima dată au făcut handover-ul când a plecat Dona. Este o doamnă tare, tare drăguță, care te învață foarte multe lucruri și multe mămici sunt puțin speriate de venirea health visitorului, însă pentru mine este un prilej de a vedea cum, mai bine cum stau lucrurile și a mă liniști pe mine mai mult, pentru că voi știți care sunt temerile mele vis-a-vis de Fabian și când vorbesc cu ea, ea este deja pusă în temă de temerile mele, când vorbesc cu ea parcă mă liniștește, pentru că evident îmi dă diferite exemple, îmi arată diferite exemple, îmi spune cum a făcut cum arată un copil cu autism, cum face, cum se dezvoltă, care sunt diferențele între un copil cu autism și Fabian, adică mă ajută să înțeleg mai bine situația în care mă aflu eu și respectiv copilul meu. Așa că pentru mine este un prilej de bucurie să văd că vine health visitorul acasă. A spus că vine între orele 11 și 1, acum este ceasul 10. Eu mai am puțin să beau din cafea și vreau să mă apuc să fac curățenie. Am reușit, dar l-am schimbat pe Fabi, i-am dat să mănânce. Măi, mamă, măi, mama, dar nu poți să te liniștești, uite și tu ai dat peste mine. Te rog frumos. Deci este a doua cafea pe care o vars astăzi, nu știu, nu este deloc liniștit. Uite, ai dat pe mine cafea. Stai cu minte, te rog frumos. De când are problemuțele astea cu măseluțele, deci zici că nu mai este copilul care era. Numai prostii face, numai varsă, numai plânge. Ce trebuie? Ia să vadă, mami, ce ai acolo? Ah, stai că ți-o scoate mama de aici. Așa. Cum vă ziceam, pentru mine este un prilej de bucurie și vreau să fac... I-am pregătit așa niște întrebări. Pentru că eu sunt om întrebărilor și evident am nevoie de niște răspunsuri clare, concludente și vreau să mai pun așa la punct anumite detalii. Uitați-vă ce mi-a făcut deja. Deci eu trebuie iarăși să mă schimb. E a doua oară când mă schimb astăzi din cauza lui. Prima dată a dat micul dejun. Îi fac mic dejun într-un castronel și când l-a vărsat pe mine, bine, nu era tot, dar mai avea totuși ceva de mâncat și mi l-a vărsat în poală.
Da, vreau să fac puțină curățenie. Adi este cu mașina mea la spălat. Astăzi este zi și de cumpărături. Trebuie să mergem și la cumpărături. După amiază suntem invitați la o fată acasă. Am descoperit că Fabian este în clasă cu băiatul unei tipe cu care am lucrat eu și noi două chiar ne-am împăcat bine și ne-a invitat la ea acasă. Cei, mățule, mățule, uitați-l cum se gudură el aici. Mățule, 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 cine este un răsfățat aici? Cine e răsfățat? Cine, Fabi? Fabie. Da. Dă pe Suzy jos, uite, iar ne ceartă lumea că ți-o dăm pe Suzy. Da? Da, uite, uite cum te mănâncă, mami știe, puiul meu. Mami știe, iubirea lui mama. Da. Dar tu știi că o să renunți în curând la Suzy, da, mama? Da, iubitele? Uf. Da, și cum vă ziceam, astăzi mergem la... Nu e party, este un fel de... o întâlnire. Ne-a invitat la ea acasă, ea fiind mamă singură, sărăcuța, de curând a divorțat. Și ne-a invitat la ea la un ceai și prilej cu care Fabian se poate juca cu Leo. Da, ce te uiți? Asta las-o aici, te rog frumos să nu mai umbli la ea, da? Uite cum ești cu Suzy. Ia dă-o jos pe Suzy să vezi ce frumos ești. Ia uite ce frumos ești. După aproape 2 ore, gata, a plecat Hana, health visitorul, a venit la noi să ne vadă. Este mami aici, vino aici. Și cum a fost mami? A fost bine? Ți-a plăcut? Ai fost cu minte? Ia zi tu. Bineînțeles că Fabian a fost, nu că a fost obraznic, Fabian nu este un copil obraznic, ci doar nu prea a vrut el să facă ce i s-a cerut. Ia stați așa să mă dau eu mai aproape de voi. Gata. Da, nu doar că n-a vrut să facă, ci mai degrabă a interacționat cu ea, dar în modul în care a vrut el să interacționeze. Unde ai găsit-o? Unde ai găsit pe Suzy? Unde ai găsit pe Suzy? Știi că tu nu ai voie? Și Hanei i-a plăcut de el, a spus că îi place cum s-a dezvoltat. Să ținem în minte, mi-a zis, să ținem în minte că este un copil făcut în lockdown și că nu doar el, ci majoritatea au întârzieri. A zis majoritatea, în jur de 80-90% dintre copiii din lockdown au întârzieri verbale în cele mai multe cazuri. Da, mami! Și a zis că ea crede că Fabian este ok. Într-adevăr, se vede o ușoară întârziere verbală, dar nu și cognitivă. Ea crede că Fabian își va reveni. Dar nu-i frumos să faci așa, să știi. Crede că își va reveni, mai ales acum că se duce și la grădiniță. Mi-a spus că îi va prinde bine faptul că va fi înconjurat de copii. I-am zis că momentan se duce doar 2 zile pe săptămână și mi-a zis că este ok și așa, decât să fie deloc, mai bine așa. După cum știți, i-am spus și ei, am aplicat pentru a treia zi, să poată să îl țină acolo 3 zile, să vedem cum va fi după Paște. Mi-a spus că momentan nu sunt locuri. M-a sfătuit să îl înscriu de acum, pentru septembrie, să fie full time. Asta înseamnă de luni până vineri, câte 3 ore pe zi. Va fi o cheltuială majoră pentru noi, însă pentru el orice. A spus că dânsa îl vede puțin cam râzgăiat, dar asta nu înseamnă că el nu știe ce are de făcut, ci pur și simplu este obișnuit să se facă pentru el. Ne-a zis să renunțăm la Suzy și este foarte greu, deci extraordinar de greu. V-am zis, zilele astea las pentru că are problemele cu dințișorii, de fapt problemele ies dințișorii, ies măselele din spate și are gingiuța foarte, dar foarte, foarte inflamată și las. Dar chiar îi spuneam Hanei, așa cum a renunțat la desene, scurt și cuprinzător și fără să mai existe alte discuții, oricât ar fi el de iubit și de răsfățat, așa va renunța și la Suzy. Pentru că este normal să stai fără Suzy. Că ești băiat mare. Ești băiat mare? Da? Da?
Da? Cum ești? Ești băia mare sau mic? Ești bebe sau flăcău? Am plecat din septembrie pentru full time. Să sperăm că va exista posibilitatea ca Fabi să fie acolo full time. Am discutat cu ea și referitor la faptul că el va fi bilingv și că mi s-a recomandat să aștept o perioadă din România. Mi s-a recomandat să aștept o perioadă să vedem dacă va trebui terapie sau nu și dânsa mi-a spus că ea crede că Fabian își va dezvolta limbajul puțin mai greu pentru că se vorbesc două limbi, dar majoritatea copiilor bilingvi pățesc așa. Mi-a spus că nu este de speriat. Chiar înainte să vină la mine fusese la cineva pe care cunosc. Ea este din Rusia, v-am spus eu, și băiatul, soțul ei este român. Nici al ei nu vorbește, dar oricum vorbește mai mult decât Fabian, dar nu are trei cuvinte legate, asta mi-a spus. Două cuvinte le are, dar nu are trei cuvinte legate. Dar el a crescut cu mami. Mami încă este cu el, este cu o lună mai mică decât Fabian și a stat doar cu mama lui non-stop. Da! Așa că astea sunt update-urile de la Hana. Mi-a plăcut de Fabian că s-a dus și a îmbrățișat-o când i-a cerut o îmbrățișare și mi s-a părut foarte drăguț din partea lui faptul că ne-am fost ursuz la vederea unei persoane noi și că a acceptat-o frumos, s-a jucat cu ea, nu-i așa, mami? Ți-a plăcut cum te-ai jucat cu Hana? Un alt lucru pe care ar vrea să vi-l arăt, scuzați faptul că este pătată de cafea, asta este tot din cauza lui Fabian, pentru că are ce are el cu cana mea de cafea. Tot de la Health Visitor am primit această scrisorică în care, în docking este un stotuc în apropierea mea, să zic că sunt 6-7 mile până acolo, în docking, în fiecare luni, doar în turn time, asta înseamnă când nu este vacanță, între 9 și 10 și jumătate, aici este adresa, se fac niște grupuri între părinți și copii. Și ei spune să venim împreună, adică mămicile, părinții cu copilașii și să facă diferite activități în fiecare luni. Spune aici tot așa că această sesiune va fi condusă de către un membru calificat al staffului care va fi acolo, care vă va da o mână de ajutor ca să vă ofere niște sfaturi sau răspunsuri la întrebările pe care le aveți. Și aici arată câteva poze cu diferite activități. Presupun că sunt mai mulți copilași, au aici activități și în aer liber, mânuțe. Aici văd că au și o groapă de nisip și aici ne spune că dacă avem nevoie de mai multe informații, putem suna la numărul acesta de telefon și să dăm e-mail la adresa de e-mail. Deși mă îndoiesc că stați în aproape de King's Lynn sau în aproape de docking, vă las aici această informație. Pe mine mă tentează și chiar o să mă duc, pentru că eu lunea am liber între 9 și 10 și jumătate. Eu lunea sunt liberă de obicei și chiar vreau să mă duc să văd despre ce este vorba aici. Poate întâlnesc mămici cu copilaș de seama lui Fabian, să interacționăm, să socializăm mai mult, să nu mai fie Fabian singur și nici eu. Pentru că eu v-am mai spus vouă în anumite clipuri, este nasol să fii așa singur și să nu ai pe nimeni. Hai că mi-a adormit puișorul și între timp eu am fugit repede până la Tesco să fac niște cumpărături pentru că nu prea mai aveam nimic de mâncare și
am cumpărat mai multe și am zis că hai să vă arăt și vouă. I-am cumpărat lui Fabi pampers. Aceștia sunt 18 lire. Parcă să zic că sunt 18 lire. Nu, ia asta cam aici un bun. Nu, 14,50 lire. Și dacă cumper două cu cardul de la Tesco, de care v-am mai povestit eu, beneficiez de o reducere și ei cu 22 de lire, ei două boxuri și un box are 60 de pampersei. Eu iau lui Fabi numărul 5 și ne ajung cam o săptămână, două săptămâni un box. Mai departe, i-am mai luat o pâinică din această gluten free pe care v-am mai prezentat-o eu de mai multe ori. Nu, nici acum nu știu cum se numește. Se numește Shar. Nu știu. Dacă știți cum se pronunță, vă rog să-mi spuneți și mie. Aceasta este 2,75. Este pâine albă cu mei și quinoa. Tot așa am mai cumpărat lui Fabi niște cornflakes să mănânce dimineața. Știți că eu fac diferite breakfast-uri. Nu-mi place să-i dau același lucru să mănânce. Ia stas, că eu am avut gluga în cap pentru că afară bate vântul. Da, și cum vă ziceam, nu-mi place să-i dau același lucru să mănânce și simțeam nevoia de încă ceva în plus. Le-am cumpărat pe acestea, să văd cât am dat pe ele. Pe Conflex, 63 de penny. Tot pentru Fabi și pentru noi, de asemenea, am cumpărat 6 iaurturi din acestea de la Alpro cu piersică. Să știți că Fabian le acceptă foarte bine. Sunt pe bază de lapte de soia, adică nu sunt chiar atât de nasoale, sunt fără lactoză. Știți că noi încercăm să renunțăm pentru Fabi la cât mai multă lactoză. Este suficient că bea lapte de formulă care conține lactoză. Pe aceasta am dat 2,50 lire. Am cumpărat și un salted butter. Pe aceasta am dat 1 liră. M-am cumpărat eu niște tampoane. Să știți că sunt foarte bune. Sunt marca proprie de la Tesco. Tesco Free Spirit, iar pe acestea am dat 60 de pii. Da, 60 sunt. Sunt foarte bune. Sunt 12 și îmi ajung o lună de zile. Am mai cumpărat un borcan de mazăre, pe aceasta, de fasole. Pe aceasta am dat 1,40 lire. Am cumpărat un ardei roșu pentru ciorbă. Pe acesta am dat 60 de pii. I-am mai cumpărat tot așa pentru fuga pentru Fabian un borcanel și ia să văd cât am dat pe acesta, baby food 1,10 lire, acesta este cu cottage pie. Le iau în condițiile în care plec pe undeva sau rămân în pană de mâncare sau pur și simplu nu vrea să mănânce ce i-am gătit. Întotdeauna Fabian este prezent la mâncarea din borcanel. Îi place, îi place foarte mult, mai ales că este pasată, el nu trebuie să mestece, oricum el are o problemă cu mestecatul. Și am mai cumpărat o pungă de cartofi roșii, pe aceasta am dat 1,40 lire. Nu au fost multe, dar pe toate am dat 29 de lire și 86. În total ar fi fost 33,36, însă am avut reducere la Pampers pentru că am luat două boxuri. Am avut o reducere de 7 lire. Și am mai luat un box de apă care l-am lăsat în mașină pentru că nu mai aveam suficiente mâini ca să pot să le car pe toate. Am mai avut reducere la cartofi, 71 de cenți și la aceasta. Foarte tare. Bun, ce voiam eu să vă mai spun în legătură cu Fabi, cu Hana, cu health visitor-ul. Hana a spus că nu este ok faptul că Fabian nu mestecă. Știe că poate, pentru că l-am testat.
Mestecă pâine, mestecă stixuri, mestecă pufuleți, mestecă napolitane, mestecă... Dar doar când vrea el. Și Hana mi-a spus că trebuie să facem cumva să renunțăm la ideea asta ca cineva să facă pentru el sau să aleagă el calea cea mai ușoară în orice. Pentru că el alege întotdeauna calea cea mai ușoară. Bea cu paiul, nu se forțează să bea cu cana. Mănâncă pasat, nu se forțează să mestece. Se curcă, se trezește când vrea el, nu are un program. Nu poți să-l forțezi, nu poți să-i pui anumite limite pentru că efectiv este cum vrea el sau deloc. Cum spune englezul, it's his way or no way. Și în acest sens, Hana m-a întrebat dacă sunt de acord să-mi trimită un consultant în ceea ce privește hrănirea bebelușului și somnul. Pentru că Fabian se culcă târziu, se culcă în loc în jur de ora 10, 10 și jumătate și la 8 este în picioare. Și i-am spus că da. Bineînțeles că sunt de acord să trimită un consultant ca să mă învețe, să văd ce se întâmplă. Poate este, nu știu, camera foarte luminată, poate nu este saltaua bună, poate nu îl hrănesc când trebuie, poate trebuie să aibă o altă pauză între ultima masă și somn. Adică chiar aș vrea să știu unde fac greșit și bineînțeles că o să împărtășesc și cu voi toate experiențele și toate sfaturile pe care eu le primesc pe acestea gratuit. Așa. O să le împărtășesc cu voi să nu faceți aceeași greșeală pe care o fac eu, pentru că este foarte importantă liniștea și somnul copilașului, pentru că așa cum doarme el, dorm și tu ca și mămică și na, evident că este important. Și o altă chestie care m-a rugat să o fac, pe lângă consultantul în somn și alimentație, m-a rugat dacă sunt de acord ca ea să se ducă la Fabian la grădiniță și să-i analizeze comportamentul vis-a-vis de ceilalți copii. Evident că am spus că da, pentru că eu vreau să văd clar ce se întâmplă și vreau ca Fabian să fie pe cele mai bune mâini și să mergem pe calea cea bună cu el. Mi-a plăcut ideea și mi-a spus să nu mă voi duce acum, însă îi mai dau câteva luni. A spus că vrea să se ducă la sfârșitul lui mai, să vadă cum se integrează, pentru că are nevoie de câteva săptămâni bune pentru a se integra, pentru a începe să vorbească cu ceilalți copii, pentru a se acomoda cu locul, cu doamnele, cu mediul, cu jucăriile, cu absolut tot. Și faptul că el se duce doar 2 zile momentan nu prea este un timp atât de propice petrecut acolo. Și mi-a spus că ar vrea teoretic să se ducă la sfârșitul lui mai, să vadă dacă reușește și să vadă dacă doamna directoare de la grădiniță este de acord, deși dânsa mi-a spus că astea sunt protocoale oficiale și că dânsa n-ar avea de ce să spună nu. Doar ar putea să întârzie data venirii, dar nu crede că ar putea spune nu, dar și așa cum grădinița are anumite protocoale și ca și health visitor au anumite protocoale și trebuie să ceară voie atât părintelui, unuia dintre părinte, cât și conducerii grădiniței. Pe mine m-a încântat foarte tare ideea asta, m-a încântat foarte, foarte tare și mă bucură că sunt atât de preciși în a rezolva problemele ridicate de către părinți. Eu am întrebat-o dacă asta face cu toți copiii și mi-a spus că face cu majoritatea, pentru că asta vine de la ea, dar nu face atât de dese vizitele așa cum le face la mine. A spus că nu sunt multe mămici care încearcă sau cer vizite regulate de către health visitor. Mi-a spus că de multe ori momicile le primesc terifiate, cu spaimă, pentru că au mai auzit ele diverse povești pe Facebook că dacă nu ai nu știu cum casa, dacă nu ai nu știu câți bani ca să întreții copilul, poate să-ți ia copilul. Și mi-a spus că astea sunt doar baliverne. Copilul nu este luat de către health visitor. Health visitorul poate, ca oricine altcineva, să depună o cerere la protecția copilului, să înainteze
o vizită de la să, nu știu cum s-a exprimat, să înainteze o adresă către protecția copilului, o sesizare, și protecția copilului se va sesiza. Dar asta nu ține de ele. Pur și simplu ele au fost văzute ca fiind balauri într-o poveste în care ele de fapt nu jucau niciun rol, ca să vorbim așa puțin metaforic. Așa că da, așteptăm să vedem cum vor decurge lucrurile. Vreau să vă țin la curent când voi primi, pentru că mi s-a spus că voi primi niște scrisori de la consultantul în alimentație și somn. Vă voi ține la curent. Dacă aveți și voi întrebări, dacă și voi ați trecut prin astea, vă rog să-mi lăsați și mie în comentarii și să-mi spuneți și mie cum a fost. Da, nu știu ce să zic, sunt emoționată pentru că va fi iarăși un nou început. Dar sunt fericită că am primit rezultate bune de la ea. A spus că nu există niciun motiv de îngrijorare. Ea a văzut cum arată copiii cu autism și sunt total diferiți. Ea crede doar că Fabian este extraordinar de răsfățat. Bine, ea s-a exprimat foarte frumos și foarte profesional. Nu a folosit cuvântul răsfățat, ci doar a spus că Fabian se vede că este obișnuit să-i se facă tot ceea ce vrea. Și să știți că are mare dreptate, pentru că eu fiind mai mult plecată, când vine acasă e cam fac toate plăcerile. Așa că ea cam are dreptate. Bun, cam atât pentru ziua de astăzi. A fost un vlog așa puțin mai haos, dar mi-a spus că vă plac tipul ăsta de videoclipuri. Ne mai auzim. Aveți grijă de voi și nu uitați să mă ajutați cu un like și cu un subscribe. V-am pupat! Mua!